Înainte de task, Roxana ținea să-i precizeze lui Paul niște aspecte. Ce a fost în trecutul meu, în trecutul meu? Nu? Cum, ce a fost în trecutul tău, în trecutul tău? După task-ul ăsta, văd eu dacă te mai însori cu mine. Dar inelul nu ți-l dau. Nici nu-l dau jos, ca să înțelegi. Așadar, Paul și Roxana erau pregătiți să-și investigheze telefoanele. Pregătit. Foarte. Dacă mă accept după tot ce vezi în telefonul meu, e bine. Hai. Ajunge? Da. Să începem. Prima oară mai la poze. A început și timpul. Nu, Paul. Ba da. Cum nu? Fac ce vreau. Alcoolici anonim. Ce grup. Vorbesc toți frumoși. Sunt un om care respectă lumea și vorbește cu toată lumea. Aoleu, lasă-mă în pace că mă îndrăgostez rău. Azi? Oana, ai șters-o conversația pe 19 iulie. Ești mafiot. Păi bine, că nu, văd că n-ai șters, adică ai poze cu mulți. Nu? Păi ce vrei, Paul? Am ieșit la multe date-uri. 20 noiembrie cu unul, 21 decembrie cu altul. Nu e rău. N-a fost să fie, Paul. Cine e Andreea? Care? Cu inima. A? Fost o zice. Încă ai trecută cu inima. Parcă ai zis că ai blocat-o. Eu nu știam că am poze cu ea. Ai toate pozele cu ea. Da? Pe 16 iunie 2020. Gata, intru pe Facebook. Adică ai poze cu băieți, așa. De ce ai spus că nu mă ascund? Asta a fost trecutul, nu? Ai șters toate pozele cu toate gadgetile. Ești mafiot. Dinainte. Opa, ai primit mesaj. Unde sunt clipurile alea mișto? Nu? Ce clipuri video? Cu tine. Poate le-am șters. Cum să șterg? N-ai șters nimic. Nu știu exact, dar știu că le aveam pe undeva, prin poze. O, ai? O, ce făceai în cadă, viața mea? Opa! Nu, asta e nevasta. Am găsit poza cu nevasta. Deci, tu ai dat bloc? A, da, tu ai dat bloc. Hai să ștergem pozele. Eu nu înțeleg. Pe 23 vorbeați foarte normal ca doi soți. Și pe 24, hai să ștergem pozele. Mi-a dat cu virgulă, zău. Păi azi când mai vine acasă și nu știu ce, cât se mai gândește, nu știu ce vrea ea. Zău, am găsit altele mai de ochiat. Paul, nu te mai uita la ele, că mă... Aoleu, Roxana. Paul, treci și tu peste, te rog. Asta e. Nu, pe de lasă, e bine. De ce? Că n-ai șters, că astea de la când mergeam acasă, erau de șters. E telefonul meu, e intimitatea mea și e cel mai important pentru mine. Dar Paul a fost tăcut până în momentul în care lua hotărârea să plece din cameră, iar Roxana nu înțelegea ce s-a întâmplat. Cu stângerie pe pala bunica, vezi că dorm cu ea. Și da, să fie clar că nu mă însor aici. Ce ai auzit, pa? Baftă! Curcă-te, dragă! Ce faci? Ce să reași? De ce faci? Nimic, curcă-te, hai că vorbim mai... De ce? Cum adică? Dorm la bunica? Da. De ce? Că așa vreau. Nu. Păi atunci vin, vorbim după ce-mi fac duș. O adevărată durere de cap pentru Roxana, care își mai dorea să primească niște explicații. Acum zici?
hai, spune. Stai că mi-e sete. Hai, Paul, nu mai zici și spune-mi odată. Nu mai râde, frate, că mă enervezi când faci asta. Ce te-a făcut să spui cuvintele alea? Ce cuvinte? Pe care mi le-a spus ești. Și că dorm la bunica și că nu te mai însori? Uh-huh. De ce? Eu nu mai vreau. De ce? Nu ești de încredere. De ce? Că așa am văzut. De ce nu sunt de încredere? Că așa cred eu. Vin aici și zic. Ce vreau să spun este că după acest task te iubești mai mult. De ce? Ai fost sinceră mereu și nu ești de mică și tot. Minci. Bă, bun. Te iubesc mult. Și să fii soția mea. Mă minci acum. Te minci absolut de bă. Da, mă minci. Se putea să nu facă Paul și o farsă. Te mințea sau nu? Te-ai convins? Nu. Mă, să știi că apreciez că n-ai șters, cu atât mai mult cu cât, ok, poate că nu știai de task, dar tu ai ieșit. Cât ai stat afară? O săptămână? Da. O săptămână. Într-o săptămână sunt convinsă că ai aflat de task, inclusiv noi am discutat că șterge, că de asta a ieșit. Chiar că am făcut eu o remarcă. Eu cred că de asta a plecat Roxana, că urma task-ul cu telefoanele și n-a vrut să... Adică puteai să-ți faci o curățenie în telefon, că ați văzut. Avea armament greu acolo. Și mesaje și tot, nu a șters absolut nimic. Și asta mă face numai doar să apreciez cât mai mult. Eu am șters niște poze cu niște fete, dar m-am gândit să n-apară ele de asta, dar nici eu n-am șters conversații sau altceva. Dar chiar pentru treaba asta o apreciez foarte mult. Mai ales că a și plecat, adică nu vine să cred. Asta e aici, da, corect. Și am încercat și să păcălesc puțin, că și acum două seri am avut conversația aceea cu pastele, ea dormea, eu nu puteam să o trezesc, ea era supărată, am vrut să vadă și ea acum cum e. Aha. Să fiu eu supărat și să totuși să vrea să vorbească. Rău. Am văzut, ai sărit din pat. Pentru că l-am și atenționat, te-am zis să vedem dacă după tot ce e în telefonul meu mă accepti sau nu. Și mă așteptam cumva să aibă reacții de genul, să nu-i convină ceva, da, puteam să mă aștept la chestia asta. Și putea să se și întâmple așa. Da, păi chiar eram de acord dacă nu accepta și așa. Poate să fie. Și când am văzut, zic, nu, cred, nu. Gata, e clară. Dar ce ar fi putut să-l deranjeze? Faptul că aveam poze cu Foș, cu mine, cu, în general, totul, conversația astea. Uh-huh. Dar, uite, în săptămâna aia cât ai fost acasă, de ce nu ți-ai șters? Că presupun că eram ai aflat. Eram ocupată să mă uit pe Antena Play și să salvez poze cu noi și... Ei, lasă că știi cum e, dai delete într-o secundă sau... Știu, dar nu am vrut să fac asta pentru nici să șterg atunci și după nu am vrut să șterg pentru el, ca să fiu sinceră cu el. Paul! Eu apreciez mult mai mult sinceritatea asta. Dacă ștergeam, mă supăram. Ce ai găsit în telefonul lui? M-am găsit conversație. M-a interesat mai mult cum s-a terminat între el și fosta nevastă. Și ai aflat? Da. Din discuție? Da, mi s-a părut ciudat că pe 23 ce faci, ești bine, nu știu ce, ai gata ciorba sau nu știu ce, și pe 24 șterge pozele. Paul spunea ei să șteargă pozele. Dar se susține varianta lui Paul și anume aceea că pur și simplu nu știe ce s-a întâmplat și că... Da, Paul chiar nu știe ce s-a întâmplat, dar după părerea mea și ce consider eu, cred că Paul a fost înșelat. Asta e părerea mea. Din ce mi-a explicat și el, din ce am văzut și eu. Înțeleg că încă ai o inimioară în dreptul numelui ei. Da. Nu, era fost un număr din Anglia. Când am fost în Anglia, acela era pe WhatsApp din fost număr. Păi, dar nu știu, nu l-ai șters. Uh-huh. Ai blocat-o? Da, pe Facebook, da. Ok, trebuie să înțelegeți ceva cu toții despre task-ul acesta, la care v-am spus, ne gândim serios dacă îl mai facem sau nu, în sezoane, cel puțin în sezoanele următoare, pentru că e clar că lumea deja știe despre ce este vorba și dacă vii cu telefonul gata, curățat, nu mai are niciun sens. Este nu să vă uitați unul telefonul altuia ca să ca o formă de voyeurism, că nu despre asta este vorba, este un task al încrederii până la urmă.
că poți și căsătorit fiind să-ți lași telefonul pe noptieră și știi că aia e, nu ai nimic de ascuns. Asta e, nu am nimic de ascuns, sunt ca o carte deschisă și dacă ai nevoie de telefon, poți să iei telefonul meu, sigur. E un gest nepoliticos să te uiți în telefonul altcuiva, dar este fix despre încredere, că nu am nimic să-ți ascund. Da? Dacă îi mai faci o dată glume de astea, s-ar putea să-i dai palpitații. Ce ziceți, doamna Ecaterina? Despre ce au găsit unul în telefonul celuilalt? Este hotărârea lor. Ce? Ce hotărăsc ei, dacă... Păi, ce hotărât? Și... Păi, dar n-ați văzut? Acum vă întreb, ați văzut? Am întrebat-o și pe doamna Adriana, am întrebat-o și pe doamna Flori. Dumneavoastră, ce părere aveți? Eu nu zic nimic. De ce nu ziceți nimic? Păi, să că nu interesează trecutul, nici la unul, nici la altul. Și dacă... Ia uitați ce zice Paul, că ar trebui să apreciați sinceritatea Roxanei. Că n-a șters absolut nimic și a fost și acasă. Mai mult de atât. Că tu apreciezi asta, că eu nu am discutat cu Roxana ca să zic că a fost sinceră, că tu dar de fiecare dată când mă întreb de Roxana, zici că vă stă în gât. Ziceți-mi ce vă... Nu îmi stă nimic. Scuzați-mă, da. Nu, deci chiar nu am de comentat, pentru că ei hotărăsc ce au de făcut. Da. Să se ierte. Păi voi hotărâți ce aveți de făcut. Luăm o scurtă pauză.